Existența creștină este caracterizată în mod profund de raportul dintre credință și rațiune. Această legătură dintre credință și rațiune s-a impus în conștiința Bisericii încă de la începuturile sale. Teologul Joseph Ratzinger, actualmente papă emerit, spunea că încă de la începuturile sale creștinismul s-a impus ca o religie a logosului, ca o religie secundată de rațiune. Logosul, potrivit culturii grecești și mentalității Noului Testament, nu înseamnă pur și simplu cuvânt, adică o exteriorizare sonoră a unui gând, ci înseamnă deopotrivă gândire și faptă. Această complexitate a semnificațiilor logosului a avut un impact puternic asupra evoluției ulterioare a raportului dintre credință și rațiune. De asemenea, Preafericitul Părinte de Pia Amintire, Papa Ioan Paul al II-lea, în enciclica sa Fides et Ratio, afirma că credința și rațiunea sunt ca două arii prin care spiritul uman se înalță la cunoașterea adevărului dumnezeiesc. Adevărul este așadar punctul de întâlnire dintre credință și rațiune. Aceasta explică de ce Biserica și teologia sa nu s-au considerat niciodată și nu s-au regăsit niciodată în modelul reprezentat de o cetate asediată. Asediată de ideologie, asediată de filozofie sau de alte religii. Armonia pe care creștinismul și Biserica Catolică mereu a afirmat-o în privința relației credință-rațiune stă la baza unui model de biserică și de teologie deschis în relația cu știința, deschis în relația cu cultura, deschis în relația cu arta și, de fapt, cu lumea în care trăim. Este necesar însă ca astăzi, în mileniul al treilea, să înțelegem bine rolul și locul credinței și al rațiunii în existența creștină. Armonia dintre credință și rațiune trebuie să fie privită în acest plan al descoperirii, al revelării lui Dumnezeu în istoria neamului omenesc. Credința aduce omului adevărul, adevărul cu majusculă, care luminează taina lui Dumnezeu și taina lumii. Dar omul, prin rațiunea sa, care la rândul ei caută adevărul, nu poate să nu caute adevărul, se îndreaptă către acest adevăr cu majusculă dăruit de credință, se simte ridicată, se simte înălțată, se simte întărită și descoperă noi orizonturi ale cercetării, ale studiului și, în fond, ale cunoașterii umane. Credința, prin faptul că este o revelare a lui Dumnezeu, o descoperire a tainelor lui Dumnezeu, se încadrează într-un orizont pe care îl numim supranatural. Supranaturalul însă trebuie să fie înțeles în mod corect. Nu ca pe ceva împotriva naturii sau împotriva rațiunii. Supranaturalul este o realitate care ține de înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu, dezvăluită și adresată rațiunii omului, dar care prin bogăția ei depășește, să spunem, nivelul rațiunii. De aceea credința și adevărul pe care credința îl aduce nu sunt niciodată iraționale, ci supra-raționale. Prin urmare, noi afirmăm, iată, o armonie între credință și rațiune. O armonie în care credința se situează la un nivel supranatural, dar de la acel nivel atrage rațiunea, angajează rațiunea, o înalță, îi deschide noi perspective și noi orizonturi. O rațiune luminată de credință este o rațiune mai optimistă, o rațiune mai puternică, o rațiune care se angajează într-un drum al cunoașterii care aduce împlinire existenței creștine.
Raportul dintre credință și rațiune este sintetizat în teologia catolică prin două expresii. Credo ut intelliga și intelligo ut credo. Credo ut intelliga. Cred pentru a înțelege. În momentul în care cred, rațiunea mea nu este paralizată, nu este încremenită în anumite șabloane. Dumnezeu, prin revelația sa divină, se adresează omului concret care are o rațiune și are o conștiință. De aceea, rolul revelației dumnezeiești pe care noi o primim prin credință este aceea de a ilumina, de a deschide, de a înălța rațiunea omului. În momentul în care noi credem, rațiunea noastră se adâncește în semnificațiile unor realități profunde ale vieții noastre. Spus mult mai simplu, problema Dumnezeu are mereu o relevanță antropologică. Desigur, nu acea relevanță antropologică propusă de Feuerbach, de Nietzsche sau de alți reprezentanți ai nihilismului filozofic și axiologic. Problema Dumnezeu are o relevanță antropologică pentru faptul că dacă omul nu răspunde corect la întrebarea cine este Dumnezeu, nu va reuși să dea un răspuns convingător la întrebarea cine este omul, de unde vine omul și cotro se îndreaptă, care sunt acele rațiuni profunde care stau la baza destinului uman și care îl fac pe om să privească spre viitor cu speranță, adică cu pasiune și cu dorința de a trăi mai bine și de a trăi mai fericit. Revelația creștină, pe care Biserica Catolică o păstrează cu fidelitate, luminează pe de o parte taina lui Dumnezeu. Omul înțelege, iată că Dumnezeul iubire vine înaintea lui pentru a-l mântui, dar în același timp omul dobândește o înțelegere mult mai profundă, mult mai clară în privința naturii sale, în privința demnității sale, în privința viitorului său. Omul știe că este nu o ființă al cărui destin este creionat de cineva la un birou pe baza unei ideologii, cum s-a întâmplat de atâtea ori în istoria umanității și în istoria recentă comunistă a României, ci este o ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, o ființă marcată într-adevăr de păcat, dar pe care Dumnezeu, prin harul său, o însănătoșește, o face cu adevărat o icoană a divinității, un fiu în fiul lui Dumnezeu. Intelligo ut credam. Înțeleg și cunosc pentru a crede. După ce rațiunea noastră este luminată de harul lui Dumnezeu, de lumina revelației dumnezeiești, cunoașterea umană, rațiunea noastră, se simte atrasă în mod irezistibil de taina lui Dumnezeu. Rațiunea umană începe să privească persoana, lumea, prin această lumină a credinței. Încerc să cunosc mai mult, să aprofundez mai mult, pentru ca credința noastră, credința mea, să devină mai puternică, să fie mai vie, să fie mai explicabilă lumii în care trăim. Omul, cu cât îl cunoaște mai mult pe Dumnezeu prin credință, cu atât simte nevoia de a căuta mai adânc, de a aprofunda tainele lui Dumnezeu, de a se adânci până la urmă în studiu și în cercetare, de a încerca să găsească un sens al întâlnirii sale cu Dumnezeu în viața concretă. Credința are nevoie de rațiune. Credința nu este autosuficientă în sfera sa fără să angajeze, iată, rațiunea. În fond, noi nu vorbim despre credință și despre rațiune ca despre două entități separate și despărțite în existența omului. Noi vorbim aici despre omul credincios care crede și tocmai pentru faptul că crede și îl cunoaște pe Dumnezeu, își cunoaște lumea în care trăiește, semenii și propria sa realitate personală,
din perspectiva revelației dumnezeiești. Așadar, credem pentru a înțelege și înțelegem pentru a crede mai mult. Încercăm să cunoaștem, să ne aprofundăm credința pentru ca credința noastră să fie cât mai vie, cât mai inteligibilă și cât mai explicabilă lumii în care trăim. Omul care a primit credința nu o poate ține închisă în sine. Credința nu este o comoară pe care o încuiem într-o cămară a sufletului nostru. Credința trebuie trăită, trebuie transmisă lumii în care trăim și tocmai de aceea relația dintre credință și rațiune se dovedește astăzi a fi mai urgentă în armonia ei decât poate oricând. Lumea secularizată în care trăim aduce cu sine o despărțire pe undeva a sacrului de profan, se încearcă transformarea pe undeva a credinței la un fapt privat pe care îl are individul și persoana, ori tocmai în această situație este nevoie, cred eu, mai mult decât oricând, de străduința teologilor, a clericilor și a credincioșilor de a relua dialogul dintre credință și rațiune, dintre credință și cultură, dintre credință și știință. Faptul că Biserica Catolică a dedicat acestui an credinței reprezintă un îndemn pentru fiecare dintre noi pentru a-și asuma acest angajament al dialogului dintre credință și rațiune.